Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! În această seară discutăm despre cum alegem viitoarea unitate de învățământ pentru copiii noștri. În această seară, invitat în platou, domnul Bratu Cristache, vicepreședintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar Buzău. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Domnul Bratu, nu ne-am văzut de ceva vreme, de când tot discutam aprins despre problemele din învățământ. Și atunci puneam problema cadrelor didactice, puneam problema sistemului și a legilor din educație. De această dată dăm puțin deoparte neregulile asupra cărora dezbatem de obicei și discutăm despre ceva ce urmează și este pietră de încercare pentru toți copiii celor care ne privesc. Și anume examenul de capacitate, dar totodată examenul de bacalaureat care este în desfășurare. O să luăm și o să prioritizăm puțin cu copiii care mai au totuși vreo săptămână și un pic până când vor intra în examen. Principala grijă acum pentru toți copiii și părinții care urmează să treacă această piatră de încercare, așa cum spuneam, este cum aleg viitoarea unitate de învățământ. Pentru că ea va reprezenta 4 ani de zile în care copilul va învăța, dar reprezintă totodată și rampa de lansare a copilului pentru viață, pentru următoarea meserie pe care o va avea. Dumneavoastră sunteți într-un liceu unde copiii învață meserie și învață să-și câștige o pâine. Da. Și în ultimii ani ați avut plăcuta și marea surpriză totodată că tot mai mulți părinți și îndeamnă copiii să aleagă această unitate de învățământ, dar și copiii care știu clar că vor o meserie sau poate nu au capacitatea financiară de a face după aceea nu știu câte facultăți și să pierdă ani de zile până când vor munci efectiv să câștige un ban. Așadar, ei vin în unitatea dumneavoastră și în alte unități de învățământ de asemenea și învață o meserie, ies de pe banca școlii și își pot câștiga direct o pâine și un salariu cinstit. Cum este această perioadă de trafic așa intens? Foarte bine a surprins ideea. Eu sunt și profesor la Colegiul Agricol Buzău, dar sunt și profesor de educație tehnologică la 2 unități școlare din mediul rural, deci inclusiv la cei de clasa 8-a. Chiar că sunt în miezul problemei, cum se spune, pentru exact. Că, pe de o parte, cei de clasa 8-a, să știți că sunt foarte interesați, întreabă, sunt unii și derutați, chiar și familiile lor sunt derutați. Am văzut copii care acum, cu o săptămână înainte de capacitate, întrebându-i la ce liceu exact. Merg, nu știu, nu sunt hotărâți. De asemenea, rolul aici, cum își aleg viitoarea unitate de învățământ? Păi principalul rol, eu știu, ar trebui să-l aibă copilul după ce abilități are sau ce înclinații. Apoi mai familia e foarte importantă, școala, dirigintele. Clar. Deci toți factorii sunt implicați, precum și unitatea școlară care urmează să primească acești elevi. Și să vă dau exemplu despre colegiul nostru, Colegiul Agricol. Deși îi zice agricol, are totuși o ofertă foarte bună de meserii pentru școala profesională, de specializări pentru școala profesională, dar și pentru liceu. Și pentru școala profesională, elevii deja s-au înscris, am avut 3 oferte. O clasă de mecanic auto, o clasă de mecanic agricol și o clasă de brutar patiser. Deci pentru aceste 84 de locuri, deja la noi s-au înscris 116 candidați. Deja mai mulți pe un loc. Mai mulți pe un loc. În această situație, metodologia spune că trebuie să organizăm pe 30 iunie, parcă sper să nu greșesc, să nu dau vreo informație eronată, dar pe 30 iunie se va desfășura o probă suplimentară, însă cei s-au înscris iarăși ca acum un an, 3 pe loc la mecanic auto. Iată ce bine prinde un domeniu care, de asemenea, caută forță de muncă. Spre bucurie, categoric. Pasant. Spre bucuria noastră, însă, acești elevi au completat și o a doua opțiune pentru mecanic agricol și, de asemenea, clasa de brutar patiser aproape în întregime este ocupată. Desigur, vor intra, deci vor cei 28 câți vor fi în clasă, însă aceștia, cei care nu vor trece de această probă suplimentară, pentru că mulți vin, vor un permis auto, vor să desfășoare o activitate agricolă. Noi ne-am adresat în primul rând mediului rural. Am fost din școală în școală.
Vă dau exemplu pe unde am fost eu cu doamna inginer Răducanu. Am fost și cu domnul inginer, cu domnul profesor Vasile Nicolae, fostul director. Păi când am fost cu domnul Vasile, vreau să vă spun că pe toată ruta aia îl cunoștea, despre Săgeata, toată lumea a salutat, parcă ziceai că trece prefectul pe... Toată lumea îl știa pe dânsul. Da. Păi vă dați seama, deci, cum își aleg oamenii? Păi dacă se duce un asemenea profesor acolo... Măi, păi îmi duc copilul acolo, am o siguranță. Părintele capătă încredere și realizează că e locul da. Unde copilul poate învăța. Exact, exact. Și iată că am avut un mare succes. Cred că viitorul acestor școli profesionale și acestor licee tehnologice, până la urmă, o să fie, cam, cum am văzut eu în Belgia, un campus mare, tehnologic, cu mai multe meserii, 10, 12, cu ce mulți copii. Ce bine ar fi să trăim momentul, da, domnul da, Bratu, da, să fie așa. Da, gândiți-vă, de exemplu, liceul nostru e o unitate foarte mare agricol. Deci, așezat, central, cu ateliere, internat, cu cantină, spațiu generos pentru multe activități. Și erau aceste campusuri, deci cu 10-12 meserii, iar elevii aveau posibilitatea să treacă, dar după un an de zile nu le mai plăcea. Chiar am găsit un român, spunea că se înscrisese la mecanic auto, dar vrea să treacă la construcții. Deci a realizat în timp? În aceeași unitate, elevul se poate schimba. Deci trebuie să ne debarasăm de imobilismul ăsta în România. Corect, corect. Foarte bine. Suntem închistați. Dom'le, n-a intrat acolo. Ochelarii de cal, domnul Bratu. Categoric, îți trebuie nu știu câte N și N aprobări ca să, exact. Treci, că poate copilul a greșit sau și vrea să facă după aceea sau altceva. Sau îi place, sau sunt oameni care renunță la facultate, deci, domnul Bratu. Deci eu așa văd viitorul învățământului ăsta tehnologic. De exemplu, în Buzău, domnule, la Râmnic există de asemenea o asemenea posibilitate. Un asemenea campus cu multe meserii în care elevii să învață, deci să poată să se... realizeze profesional, să se poate și mișca și de asemenea să poată trece de la școala profesională la liceu. La liceu. Da, ceea ce este perfect realizabil. Deci și-au ales școala noastră pentru că, în primul rând, este o școală de tradiție. Mulți dintre părinți au fi cunoscută, au terminat liceul 2, agricol, da, așa este colegiul agricol. Liceul 2, cum se numea. Și-au ales pentru profesorii de acum, și-au ales pentru oferta liceului și pentru faptul că totuși se simt ei că acolo vor avea o pregătire, au încredere. Deci au încredere. Iată că ne-am revenit față de când era cât pe ce să ne pierdem cu un an, cât urmă, pe doi. Ce? Acum un an când ne-am cunoscut, da, domnul Bratu, da, eram foarte supărați. Asta am stat de vorbă la prima noastră emisiune, eram asta am stat supărați de vorbă. Și era cât pe ce să... Uite că ne-am revenit și suntem foarte mulțumiți. Am aflat totuși că în fine, sunt căutate, vedeți, elevii pentru profesională. Sunt căutate aceste meserii care în 3 ani ai căpătat-o, îți poți desfășura o activitate. Păi, am elevi chiar și de la Breaza care sunt la școala profesională, la mecanică, deja au semnat contracte. Sunt în practică, la ateliere, 5 săptămâni cu 2 luni și... Bineînțeles că acolo te vede meșterul, maestru, că dacă așa ești... Este. Și, deci să ai o siguranță că vei lucra în continuare. Așa la este. Fel se va întâmpla, uite, acum cu elevii de la liceu, mai ales în profilul agricol și de mediu, mulți vor să-și desfășoare practica chiar în unități din acestea agricole, direct. Deci am elev în clasă. Asta pentru că suntem în județ, într-un bazin legumicol, unde agricultura este una din principalele surse de venit. Trebuie să recunoaștem și ne e la îndemână, efectiv, să mergem la o firmă mare și să cerem să intrăm pentru practică. Sigur, sunt capabili, au o îndemânare, pot conduce tractorul pe câmp și așa mai departe, pot căra produse. Deci, ia că pot desfășura activități. De asemenea, sunt cerute și alte meserii și la alte licee, deci colegii noștri, mulți dintre multe licee au succes cu aceste meserii. După aceea vine această evaluare, vedeți, națională de care a spus. Din păcate, după părerea mea, rolul acestei evaluări naționale a scăzut foarte mult din moment ce tu vii și dai examen la școala profesională, cum se va întâmpla,
Da. Numai cine pică la școala profesională intră la liceu cu, ceea ce este cu un pălăria, total de andoaselea. Total de andoaselea. Adică dacă ai picat la școala profesională, exact, să intri la liceu ca da, să ce? Să avem încă o serie exact, de absolvenți da, de liceu fără bacalaurat sau da, cine care este, termină cu 5-6. Cine este acum corigent sau cu situația încheiată și termină la toamnă, intră tot la liceu și tot așa. Deci iată că liceul devine, după părerea mea, cu două extreme. Corect. Una, un elev foarte bun care se duc foarte bun, da, HD-ul, Eminescu, pedagogic, economic, unde se mai duc, da, sau Râmnicu Sărat la Vlahuță, exact, unde se mai duc. Așa, să nu se supere colegii la Pătârlagele și așa. Exact, și la Pătârlagele un liceu așa, foarte extraordinar, foarte bun. Iar ceilalți ne vor veni tot nouă la liceele tehnologice. Și, într-adevăr, vor fi elevi care au avut mari probleme. Și de care profesorii trebuie să tragă exact, pe toată exact, durata. Și apoi ne mirăm școlii. Și aceia vor ajunge, ori trebuie să le ia bacalaureatul. Și apoi corect, venim și clasificăm. Știți că v-am mai spus, nu-s de acord nici cu asta. Deci, prin urmare, trebuie regândit. Și cred că varianta asta de care v-am spus eu, domnule, fă un asemenea campus profesional, să zic, fă asemenea, unde poți oferi de la școală profesională până la liceu, posibilitatea elevului să se miște, să transfere, să aia. Și nu mai pune atât accent în a da cu biciu, că iar încep, că n-au luat bacul. Păi cum să ia bacul dacă... Dacă vine cu lacune extrem da, de greu de umplut. Niciun cadru didactic nu este Einstein, astfel încât să-i vină un copil foarte slab la clasa a 9-a și pe care să-l transforme într-un geniu da, până la clasa 12-a sau până la finalul profesionalei. Pentru că trebuie să fim foarte realiști, să ne gândim. Nu toți copiii sunt genii da, care uite, intră ce, în intențe de învățământ. Chiar ce bine ați spus problema. Uite, cât să tragă un profesor de un categoric, copil în umbratul? Cât să-l învețe? Că una, dacă nu vrea copilul sau, sigur, sau nu poate, e aluatul de așa natură sigur, să dospească, să dar zice, foarte, n-ai ce să-i faci. Excelent ați spus problema. Uite, sunt elevi la învățământul profesional. Domnule, ăștia au venit ca să învețe o meserie, să iasă vânzător, să iasă brutar, să iasă bucătar, că avem și bucătar, ospătar, să iasă... Deci, sau vă așa, spun că unii vin doar ca să nu stă acasă după clasa 8-a. Vă bun, spun că n-au mare intenție de a învăța unii. Așa, gândiți-vă că tu ca profesor trebuie, care predai într-un asemenea liceu tehnologic, la o asemenea școală profesională, trebuie să fii conștient că acel elev nu trebuie să fie, n-o să fie în vece vecilor la fel de bun la franceză și engleză. La engleză, la istorie sau la ex, nu mai știu sau ce materii sunt chimie, acum. Sau, nu sau știu la chimie. Ca la HD. Exact. Deci, nu, din păcate și bacalauratul este la fel. Da. Și pentru HD-ul și pentru agricol. Da, și pentru HD-ul și pentru liceul de arte. Și da, se cere ca la chimie sau franceză o mică, să ia toți 10. Zice că spădou așa, dar de multe ori ceea ce le-a dat la nivelul ăsta a fost mai greu decât da, pentru ceilalți. Am pentru văzut că, și s-a văzut asta și anul că ne întrecem în a propune subiecte din ce în ce mai grele, din ce în ce mai... Care-s de domeniul abstractului da, de foarte da, multe ori. Da. Eu am văzut profesori care ridicau din sprânceană la vederea subiectelor în contextul în care da, un profesor are experiența a 10, 15, 20 de ani de predat și mult mai multă materie învățată decât copilul. Bineînțeles. Și apoi nu se ține cont absolut deloc în învățământul tehnologic de faptul că acești elevi dau bacul, de exemplu, eu sunt diriginte la clasa 11, am trecut într-a 12. Aici văd deja, sunt mai pătrunși și... O să fie un an adică, foarte greu foarte pentru greu, noastră și pentru copii. Așa, dau biologie. Pe ei biologie a făcut până într-a 10-a. Fac jumătate din catalog sunt numai materii tehnologice, numai module tehnologice. Normal. Păi copilul și ăla... Și acum trebuie să învețe biologie sigur, de unde? Singur sau cu sigur, pregătire? Și cu pregătire. Profesorii păi după pregătesc. 2 ani de zile, ce biologie mai știi dacă n-ai da, mai făcut? Vedeți, e o greșeală. De ce nu l-ai lăsat cum era înainte, până să se abramburească totul? Să se dea una din probe. Una din probe era la domeniul ăsta al pregătirii. Specializarea efectivă pe care ai urmat-o. Exact. Măcar acea probă trebuia să-i lași una din probe. Nu era el foarte bun la matematică, dar avea proba aceea. Care îl ajuta, exact. Îl ajuta româna și proba aceea și încă ceva. Sper să se schimbe ceva, dar din ce citesc eu, parcă tare mi-e teamă că se schimbă. Mi se pare că din ce în ce se schimbă în rău, domnul Bradu, și nici de cum în mai bine. Nici nu vine a, cum să zic,
să cred că se gândesc să schimbe în așa fel legea educației, încât, după părerea mea, se vor produce alte bulversări. Și încep de la cei micuți. Eu n-am fost adeptul clasei pregătitoare, fiind și învățător. Aproape nimeni n-a fost, da. Pentru că era grădinița cu trei fișe în plus. Sigur. Adică mai bine n-am puneai fost programa de așa natură, încât spuneai că la grădiniță trebuie n-am să se introducă adept. Niște însă, fișe și niște calificative. Lucrurile au evoluat. Oamenii au fost perfecționați. S-au făcut cheltuieli enorme. Mobilier dedicat pentru copiii mici, adaptări la toalete pentru copiii mici, clase, programe, clase cadre didactice, suprafeghetori, spații adecvate, că nu mai e între grădiniță și clasa întâi. Era simplu, acum trebuie să găsească și spațiu. De exemplu, ofertă extraordinară, au fost angajați în plus nu știu câți N învățători, profesori de educație fizică și de religie și așa mai departe. Și acum se propune renunțarea la clasa este, 0. Va fi o abrambureală. Mie mi se pare un șoc total. Da, ce categoric. Se întâmplă cu toate cadrele didactice angajate? Iarăși asistăm la o plecare în masă a cadrelor didactice? De fapt, sigur, nu plecare. Nu știu unde sunt se vor obligați. Mai duce învățătorii. Pentru că nu vor mai avea loc la grădiniță, nu, practic n-ar avea specializare. La grădinițe nu mai sunt deja locurile. Dar nu sunt locuri la grădiniță. Nu sunt locuri. Unde exact. Să mai faci clase? Nu mai sunt spații exact. Să aduci copii. Exact. Ce se întâmplă cu toată cheltuia la domnul Bratu? Da. Milioane de euro care pentru au curs pe mobilier, pe clase amenajate, pe toalete și așa mai departe. Deci nu. Dom'le, dacă am făcut-o, am făcut-o, trebuie să ne-o asumăm. E ca într-o familie. Am făcut ceva, o investiție mai proastă, căutăm să o exact, punem să o la punct. Cumva, sigur, exact, sigur. Exact, așa. Exact. Apoi aud și mă îngrijorează de evaluarea aceasta a elevilor. La clasa 8-a, mult mai complicată, adică nu numai matematică și română, ci o transdisciplinaritate, de acord transdisciplinaritate, fă-o în timpul anului școlar, ca o evaluare de exact. Parcurs. Exact. Așa, exact. Dar nu fă tu această evaluare de final. Adică n-am fost capabil să introducem un barem, să zicem, nu, cine nu e a cine nu mai intră la liceu, și acum suntem... Încercăm să-i căsăpim pe cei mici căsăpim care vin cu de totul. Jos. Deci exact. Să-i căsăpim cu totul. Aud, da, acum de o altă, era să zic, dar să nu zic gogomanie, de o altă așa invenție, și anume ne-am chinuit, mi s-a părut extraordinară măsura asta luată de fostul ministru al educației, de introducerea învățământului profesional de 3 ani. Acum nu, facem de 2 ani. Păi să vă spun eu de ce vor să-l facă de 2 ani. Păi care e raționamentul? Raționamentul este următorul. Toți elevii din învățământul profesional, eu am așa, simt, am un miros, un acord fin, așa. Toți elevii din învățământul profesional primesc o bursă de 2 milioane lunar. Da, corect. Păi de ce să nu tăiem un an? Iată unde era minuna. Creștem alocația la copii, dar... Dar îi luăm din altă parte. Deci tăiem un milion, tăiem 2 milioane la timp de un an de zile la toți copiii care sunt... Asta înseamnă probabil câteva milioane de euro. Învățământul profesional. Da? Da. Da. Și atunci... Întrebarea este, vă întreb, în calitate de profesor, în calitate de vicepreședinte al sindicatului, dumneavoastră, ca și diriginte, considerați că în 2 ani nu se poate. Poate învăța copilul nu. O meserie cap-coadă cât să muncească? Nu. Păi ce facem? Și ucenică trebuie... Nu se poate. Deci... Ce s-ar întâmpla cu materia? Cum ar comasa materia ar fi cât vai, să fie ar fi învățat în 2 ani? Amar. Era bine gândit acum, că era din ce în ce aveau mai multă practică elevii. Păi ce facem acum? Corect. În 2 ani, în primul an de-abia ai timp să-i acomodezi cu clasa, de-abia ai timp să-i organizezi. Și încep să scoți ceva de la ei, să-ți dai de-abia care ai timp care să-i organizezi, să-i duci la agent. Astăzi m-am găsit cu domnul inginer Chivu, care e diriginte la o anua de mecanică. Era săracu, uite, am fost la cutare, la cutare, am văzut, s-au dus acolo. La firme. Dacă s-au dus elevii la practică acolo. Da. Păi, da. Vă închipuiți, ia că ce înseamnă una. Și cum, la anul terminăm? Pe ce a învățat? Ce poate? Deci întrebarea nu, numărul 3. În ce măsură un copil la 16 ani când termină clasa asta, 16-17, este capabil din punct de vedere psihic
Să aibă responsabilitatea unui serviciu. Nu, nu, nu. Va fi cine o greșeală. Cine angajează pe copil la 16-17 ani? Va fi o greșeală. Va fi o greșeală. Deja vor să, ducând clasa aia la grădiniță, face învățământ obligatoriu de la grădiniță doar până la 10 și vezi, Doamne, să-i cuprinde și pe ăștia. Înțelegeți? De la în învățământul... Ce urât! Da, nu are da, logică. Nu are logică. Dacă vrei să-i pregătești... Uite că s-au gândit și la schemele astea. Foarte urât. Da, foarte urât. Foarte. Domnul Bratu, haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate în acest moment, după care ne întoarcem în partea a doua și vedem și alte propuneri din legea educației, pentru schimbarea legii educației, dar vedem și detaliem în pași clari cum trebuie să-și aleagă copiii liceul și trebuie să punctăm faptul că nu se trece un singur liceu care ne stă nouă minte, ci mai multe, să fim siguri că prindem un loc bun. Doamnelor și domnilor, după câteva minute de publicitate, revenim în platou. Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de invitatul meu din această seară, domnul Bratu Cristache, și discutăm în continuare despre cum ne alegem unitatea de învățământ pentru copiii noștri. Luăm în calcul varianta că părinții ar fi cei cu capul pe umeri care să ne asculte în acest moment și să judece foarte bine argumentele pe care le aducem. În primul rând, în discuție, în emisiunea aceasta, am pus problema unei școli profesionale, pentru că eșecul bacalaureatului din ultimii ani a atras atenția că sunt mulți copii care nu au tocmai ce căuta la liceu, pentru că fie nu-și doresc să învețe, fie nu pot, fie sunt vari motive pentru care nu fac performanță în timpul liceului. Și atunci, decât să piardă vremea într-un liceu, să fie un absolvent fără diplomă de bacalaureat, mai bine vine la o școală profesională, cum este în speță colegiul agricol unde dumneavoastră sunteți profesor. Și apoi poate să știe și liceul. Are diplomă, poate să înveți o meserie și dacă vrea, neapărat poate să facă liceul oricând. Ideea este că, așa cum spuneam și mai devreme, mai avem vreo două săptămâni și începe examenul de capacitate. Copiii trebuie să fie foarte bine pregătiți, dar în afară de asta, atât copiii și părinții trebuie să știe foarte bine ce facem mai departe, unde mergem și cum alegem viitoarea școală a copilului care îl trimite efectiv în viață. Foarte bine zis. Păi deja o etapă s-a consumat. Sunt cei care au dorit să meargă în învățământul acesta vocațional. Aceștia sunt niște copii mai talentați, unii, de exemplu, la sport, la fotbal, și au susținut diferite probe, teste, alții la pedagogic, așa. Iar în funcție de rezultatele examenului de la evaluare națională, 25% și 75% medie la gimnaziu, vor intra sau nu la aceste licee. Alți copii, ce am remarcat eu, că vă spun că chiar sunt foarte apropiat de ei și mă întreabă foarte mult de elevii de la clasa 8-a, de unde v-am spus că sunt, de la Breaza și la Clondiru. Se interesează în felul următor. Domn profesor, cu ce medie... Care a fost ultima medie? Pot să intru. Deci își calculează mediile. Și am întrebat, de exemplu, o elevă foarte bună, Oana Păun, de la Breaza. Măi, Oana, ce zici, unde? Păi zice, în funcție de medie, sper să intru la HD-ul. Dacă nu, zice, la Eminescu. Deci ei vor pune aceste opțiuni. Una după cealaltă, în funcție de media pe care media o au. Pe care o obțin. Este complet greșit să nu-și pună cât mai multe opțiuni pe toate, de exemplu. Cât mai multe este și bine, că nu se știe niciodată. Cum de altfel este complet greșit pentru cei care au medii mici, și le-am spus întotdeauna, să viseze degeaba. Și să înceapă să-și pună... Exact, e o opțiune nerealistă. Nerealistă, efectiv. Da. Și pentru că până se ajunge la tine, ți s-a ocupat locul de altul, că l-a pus opțiunea întâi și așa mai departe. Corect. Deci nu trebuie să gândească foarte bine. De cine trebuie să îndrume? Păi, în primul rând, trebuie să îndrume școala. Dirigintele, conducerea unității școlare. Apoi trebuie
ei trebuiau să ia cunoștință de această ofertă educațională, care v-am spus, a fiecărei școli. Ați văzut că a fost târgul ofertelor exact. Educaționale. Și în afară de asta, școli, cum da. Este și Colegiul Agricol și dumneavoastră, au mers personal în mediul rural pentru a arăta copiilor. Sigur, mi se pare cea mai bună nu măsură. Nu toți copiii pot veni la târgul respectiv. Nu, de... nici n-au venit toți, au venit cei vorbind din... Vorbind de mediul rural, unde accesul da, este mulți dificil. Mulți din Buzău și de obicei nu se tratează așa, dar dacă te duci în clasă, intri și copiii în bănci te ascultă cu atenție, eventual poți vorbi și te cu directorul întreba, să faci când ziua, venim în ziua de, pot veni și părinții. Exact, deci, să vadă și sigur, ei ce ar putea să facă ei, fiul bun. Sau fica la școala respectivă. Apoi, pentru cei din mediul rural nu se pune problema, la cei din mediul urban se pune și problema navetei, pentru că este un exact. Cost, o cheltuială. Exact. Cu naveta, timp pe care timp, copilul petrece pe drum și nu-i rămâne suficient să învețe, oboseală, să sănătate și așa mai departe, timpul, bani. Timp și bani. Și există mai multe soluții. O soluție este naveta, dar îi atenționez că se decontează cam jumătate, că așa a făcut onor guvernul. Și peste mult timp. Așa, onor guvernul a dat o ordonanță de urgență și e rușinos. Este absolut rușinos. Să dar, vrei să combați da, analfabetismul, să vrei să vină copiii la da, școală, și, să spui că îi susții, dar să nu le plătești o amărâtă de navetă. Așa. Dom'le, mai bine recunoști că nu poți și nu mai plătim, cum era înainte, nu se plătea și gata. Că unii zic, da, dar nu trebuie să mai vii și să spui că faci niște eforturi extraordinare, n-ai susțină pe copii să meargă la școală. Despre sigur, ce vorbim? Sigur, mai adică... bine mai luăm că din cornurile astea și laptele care se aruncă până toate școlile. Exact, sistem un program care nu mai este eficient de ani de zile și de acord susținem că unii, un altul care de unii au nevoie, dar nu mai au toți, deci mi se pare absolut o cheltuială inutilă. Familiile așa. Care trăiesc în ajutor deci social e vorba de navetă. Ce le dăm. Da. A doua soluție, care mi se pare însă cea mai pertinentă, este ca fiecare unitate școlară să aibă posibilitatea internatului. Și uite, de cum exemplu, la noi, pe vremuri. Noi avem internat, avem cantină, deci avem om cu 12 lei, mănâncă elevul pe zi, deci 3 mese foarte bune. 3 mese cu 12, cu 12 lei? Lei, da, da. Deci păi acasă, dimineața, nu mănâncă nu doar mănâncă, 12 da. Lei un copil deci de 3 ori pe zi. Deci cazarea e numai 10 lei toată luna, deci condițiile sunt extrem de bune. 10 lei pe lună? Pe lună, da, da. Cum Dumnezeu e prețul acesta? Da, acesta este prețul, deci la masă e prețul puțin mai mare. Dar chiar și liceele, uite, liceul HD-ul acum și termină internatul. Da. Felicitări domnului director, deci este o exact. Măsură extraordinară. Exact, HD-ul va avea astfel un aport de copii foarte buni din mediul rural, sigur, care nu și-ar fi permis naveta sigur, sau eu, gazdă sau chirie. Și eu când am fost elev aici la liceu, la liceul pedagogic, era internat, dar erau numai de fete acolo, și, dar mâncam la cantină. Și conta enorm. Și conta foarte mult. Aveam o bursă și mi-asiguram, din banii de bursă, mi-asiguram masa la cantină. Părinții ce să facă și ei? Așa. Deci asta ar fi o a doua posibilitate. Naveta, apoi internatul, apoi gazda, pentru cei cu posibilități. Pentru că, să știți, este o cheltuială mare și cu gazda. Ca să, eu am eleve din clasă, de la Bisoca, de până alte parte, stau la gazdă. Unii stau mai mulți, alții mai puțini. Plătesc destul de mult. Plătesc mult, da. Și în afară de asta, atenția și liniștea da. Copilului da. Și trebuie să se descurce da. Cu mâncarea și nu are cine să-i gătească. Și apoi alții apelează la rude, dar să nu credeți că nici acolo nu sunt probleme. Nicăieri nu e ca acasă, asta nicăieri este clar, este dar ca dacă așa da. Este viața și trebuie să copilul, plece de acasă copilul sigur. Și să facă o școală, sigur. Cred că părintele împreună cu școala, cu dirigintele și în primul rând cu copilul trebuie să găsească deci, cea mai bună soluție. Eu dacă vă spun că vorbeam de campusul ăla din Belgia, deci eu am rămas uimit că acolo și copii, de exemplu, masa obligatorie o luau în campusul acela toți elevii și copiii din oraș, din localitate. Deci mâncau acolo la ora, cei la care 12 erau... masa de prânz, o serveau acolo, aveau activități după aceea de învățare, sportive sau ce mai aveau acolo, profesionale. Păi să mențin și mai sănătoși așa, domnule. Profesionale și când ceilalți, apoi la ora 5 puteau să plece, să 4-5 acasă, ceilalți rămâneau în internat. Deci lucrurile cam,
Cam așa ar trebui pentru să fie, da. Pentru a optimiza sistemul cât mai bine și pentru a avea cele mai bune rezultate. Sigur. Vreau să vă întreb însă și un alt lucru. S-a mai discutat și în anii trecuți, după care nu s-a mai discutat. Mie îmi stă în minte întrebarea asta și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Acest examen de capacitate, al cărui rezultat este compus din examenul de capacitate plus media din ultimii ani, vi se pare justă proporția de 25% examenul de acum propriu-zis și 75% media anilor de gimnaziu? În contextul în care, vă dau un exemplu pertinent de la țară, știm foarte bine că în multe școli din mediul rural și nu numai, sunt copii care nu sunt foarte, foarte buni. Asta să nu greșesc, parcă așa este acum, 25 cu 75. Da, primesc note mari, mai mari decât ar trebui. Astfel, în fiecare an, în clasa 5-a, 6-a, 7-a, au medii destul de bunicele, de frumoase, care îi ajută foarte mult. Dar să știți că sunt, sper să nu greșesc, dar sunt și elevi care nu participă la evaluarea aceasta și iau 0 sau se duc numai la 1 și își fac media, din media anilor trecuți. Există poate propunerea că 50% cu 50% era mai corect? Da, există probabil, da, dar există propunerea să se organizeze examen de către unitatea școlară, cum era înainte. Deci, HD-ul vrea și face, își dă examen și selectează cei mai buni elevi, cine vrea să se duce acolo, pentru că cum e cu la profesională, sunt vedeți? Sunt copii care la examenul de capacitate au o medie de 5, 6, 7, în schimb au medie foarte mare pe anii trecuți și își saltă media, efectiv. Asta nu înseamnă că intră în liceu un copil foarte bine pregătit. Poate că ar trebui la intrarea în liceu să existe un examen general care să-i trieze sau să conteze doar capacitatea și să conteze mai puțin media anilor trecuți. Categoric. Adică s-a deteriorat cumva sistemul per total și tocmai de aia intră în liceu copii care nu sunt foarte bine pregătiți? Da, sunt semnale care sunt și chiar și la HD sau la alte licee, sunt probleme cu unii elevi. Da? Uneori problemele acestea apar și din adaptare, apar și din nou stil al profesorilor, un alt stil de învățare. Și mentalitatea copiilor și care mentalitatea s-a schimbat copiilor, destul de mult. Să știți că ei se schimbă și unii când se văd în acest furnicar... Așa este. Li se distrage atenția, categoric, probabil. Nu e așa. Apoi, alții sunt destul de ambițioși și răzbat, dar așa e, trebuie să... Nu toți sunt perfecți. Așa este. Da. Care sunt facilitățile de care se bucură, să spunem încă o dată, un copil care poate alege o școală profesională, în speție să vină la colegiul agricol? Și la celelalte licee tehnologice. Și la celelalte. Da, deci are un elev care vine la școala profesională, are o bursă, se numește, de școală profesională, de 200 de lei lunar. Îi se decontează de asemenea și naveta. Se pot încheia niște convenții pentru că fiecare școală profesională are în spate un ofertant, un agent economic. Deci nu poți propune, nu-ți dă inspectoratul dacă tu nu ai clar cu ce agent desfășori practica. Acel agent economic poate de asemenea să pluseze, să vină cu eu știu, acolo un tichet, un voucher, un ceva. Să ofere ceva în funcție să ofere, de fiecare să ofere ceva. De asemenea, și cea mai mare realizare mi se pare aceasta. Vedeți, ei fac încă din clasa 9 5 săptămâni de practică acum. Deci timp de 5 săptămâni, deci o lună și ceva, elevul se duce și se desfășoară practica la, nu știu care, diverse general autogifere, autocos, sau nu știu care. În 5 săptămâni acest copil îl vezi, vine la timp. Este respectos, se achită e de unele sarcini, e responsabil, nu umblă el în motor, dar măcar face niște activități care îi spun. Este civilizat, are putere de învățare, ține minte. Gândiți-vă dumneavoastră că dacă acest copil se duce și la anul, și în anul următor,
Păi deja ăla devine un om de nădejde. Așa este. Devine un om și de, el se obișnuiește cu agentul respectiv și cu munca în sine se responsabilizează, dar și agentul știe că l-a pregătit în timp și că este un angajat pe care îl poate lua din prima că știe tot... Al treilea mare avantaj este că acești elevi care vin în școala profesională, obținând un atestat profesional, o calificare profesională, pot urma apoi liceul. Câți ani de liceu trebuie să facă? Deci ei mai fac un an în plus. Doar un an? Doar un an, sigur. Deci ei se înscriu tot în clasa 11-a. Da, de fapt 3 ani, apoi se înscriu în a 11-a și mai fac a 11-a și a 12-a de liceu. Dacă nu se schimbă legislația asta, să nu ia de la pregătitoare. Da, corect, să nu mai vine niște modificări din astea minune care să ne dea peste așa. Cap. E, și... Deci se pot înscrie la liceu și îl pot face în diferite variante și în funcție de vârstă. Îl poți face la zi sau îl poți face la... Face la fără frecvență. Fără frecvență sau... Dacă sunt deja angajați sau au... Exact, sau mai, sau... exact. Sunt oameni care se trezesc mai târziu sau au nevoie de diplomă de liceu. Li se cere să fie absolvenți de liceu sau unii chiar vor să-și dea și examenul de bacalaureat. Deci au și această mare posibilitate să urmează liceu. Apoi, gândiți-vă dumneavoastră ce înseamnă pentru un elev, de exemplu, face școala profesională, face liceuri și, cum e la noi, face chiar și școala de maestri tot în cadrul acestei unități școlare. Exact. Deci, e deja foarte... E o suprapregătire, practic. Da, da, și suprapregătire, dar și o acomodare. Nu mai este un... cum vorbeam de stresul acela. Păi el a venit din clasa nouă și face 5-7 ani de zile în aceeași unitate. Okay. Își cunoaște profesorii, cunoaște sălile de clasă. Gândiți-vă când te duci ca la un orice început. Păi ești amețit numai până găsești sălile, laboratoarele. Te acomodezi cu colegi, cu profesori, cu personal, cu toată deci iată lumea. Că au aceste mari posibilități. Apoi, cei care... urmează școala profesională, profilul mecanic auto sau mecanic agricol, obțin gratuit permisul de conducere B. Categoria B, fără nicio plată. Care, dacă ar face școală, ar costa niște bani. Costa... De asemenea, cei care nu se reușesc, vor cădea la examenul acesta, v-am spus, de la mecanic auto de selecție pe 30 iunie, dacă vor neapărat permis categoria B, se pot înscrie la liceu, la clasa de agricultură și acolo, la clasa de agricultură, obții gratuit permisul categoria B. Deci, agricultura, după părerea mea, este foarte importantă în economia României și trebuie susținută, iar ea, colateral, dezvoltă multe activități. Așa este. Și elevii trebuie îndreptați spre, mai ales elevii din mediul rural. Trebuie îndreptat spre acest semen. Cu atât semen. Mai mult cu cât mulți dintre ei încă au pământul la țară și își pot face... Acum există niște axe cu fonduri europene și putem vorbi de mini-afaceri dezvoltate în mediul rural, pe pășunea familiei, pe grădină și așa mai departe. Bineînțeles. Dar pentru asta trebuie să știi câte ceva. Și trebuie să ai habar, să faci o școală unde să înveți ceva. De exemplu, eu am rămas uimit. M-am trezit, eram la agricol, eram în birou la doamna director și... O mama, tata au venit să se intereseze de școala profesională. Dar de unde sunteți? De la Greceanca, de la Breaza. Mă uit eu la ei așa. Eu nu-i cunoșteam pe părinți. Și cum se numește fata? Cu tare. Zic, pe mine mă cunoașteți? Nu. Dar vă spune ceva, numele? A, sunteți profesori de tehnologie. Păi da, dar au venit încă dinainte. Deci, păi asta înseamnă tot. Vedeți pregătire și interes și responsabilitatea și vroia familiei. Pentru clasa de brutar patiser. Deci, să învețe o meserie. Da, să învețe o meserie și să facă ceva. Deci să facă ceva. Pentru că, clar, mie mi-au spus unii elevi mi-au spus, domnul profesor, nu putem să învățăm atât de mult, nu mai suntem noi capabili să învățăm 5, 6, 7 ani de zile. Da. Noi vrem să urmăm o meserie, să ne luăm un bănuț, să avem un permis, cum spuneți dumneavoastră, în activitățile acestea agricole.
La toți le trebuie să aibă pe cineva să aibă și un permis, să aibă o așa mașinuță. Este. Mașinile nu mai sunt atât de scumpe. Nu mai așa sunt este. Un lux, sunt o necesitate. Nu, sunt o necesitate în da. Zilele noastre. Dar gândiți-vă ce înseamnă să ai un tractoraj, să poți să faci niște activități, niște lucrări agricole. Sau să te angajezi la o fermă. Din ce fermă? În ce, în zona da. Buzolului, tot mai multe ferme, tot mai multe firme, da. Cumpără pământ, lucrează, au nevoie bine de muncitori, de oameni. Adică toate astea ne sunt la îndemână, dar trebuie să ne pregătim și noi cumva. Da, au avantaje. Pe de altă parte, cei care, pentru industrie, să nu uităm că Buzăul mai are încă industrie. Și sperăm să aibă din ce în ce mai bine, pentru că, haideți să spunem un lucru, să punem punctul pe ei. Cei care intră acum într-un liceu sau într-o școală din aceasta profesională, nu se pregătesc pentru următorii 3-4 ani, ci reprezintă generația de viitor. Sigur. Cei care vor munci peste 10 ani, peste 15, peste 20 și vor da pensiile celor care... Sunt sigur, acum profesori, tot va fi părinți, nevoie de departe. Sudor, de instalator, de constructori. Buzăul se extinde, sigur. Se construiește, agricultura reprezintă principala, principalul punct forte pe care Buzăul ar putea să-l aibă, dar și alte zone gândiți-vă, de industrie. Gândiți-vă, de exemplu, transporturile, iar atrag corect, elevii. Corect. Deci construcțiile, unde învață să fie da, sudor. Știți, să fie... mai există la început cam teama asta de muncă, așa... Uneori insuflată de părinți care... Munca n-a omorât pe nimeni. E, da, probabil și părinții aceia și ei greșesc, dar nu o să se mai poată, că să cam termine. Țara asistaților sociale a generat o mentalitate din asta, că de ce să muncesc dacă îmi pot veni niște bani, dar de ce să stai pe un ajutor social de la stat, eu zic să muncești pe un salariu care e de 3, 4, 5, 10 ori mai mare decât ajutorul social. Nu, eu sunt ferm convins că în direcția asta se va îndrepta, copiii vor dori... să lucreze, să muncească și care, de asemenea, și unii care sunt buni să învețe. Deci... Avem nevoie și de economiști și de avocați, bineînțeles, dar avem nevoie și de cei care să se ocupe de utilaje și de, muncă. Și ca să vedeți cât de interesat era un copil, că într-o zi n-am avut telefonul, m-a sunat de 9 ori. 9 apeluri am avut de la el. De la același copil. De la același copil, cât era de interesat pentru școala profesională. Ce frumos, da. Ce frumos. Asta e dovada că se poate și că din ce în ce mai multe familii conștientizează faptul că fiii, fiicele cei trebuie care sunt, adică ne aud, trebuie să știe că, uite, sunt copii interesați și nu trebuie să-i dezamăgim, să le oferim clar. Și ceea ce vor. Așa este. Noi facem o greșeală de multe ori, că, de exemplu, cum vă spuneam, păi, domn, am ajuns să-i verificăm tama la profesională, să-i examinăm, Doamne ferește. Dar să-i lăsăm să intre la grămadă la liceu. Eventual. La facultate. Noastre, eventual și la facultate. Păi, dacă au bani, intră și acolo. Eliminăm bacul. Așa este. Domnul Bratu, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și multă sănătate și spor că va fi o perioadă dificilă. În... Așa este. Urmează bacalaureatul și pentru profesori și pentru elevi. Sunt așa comisii. Este. Sunt... Dar lăurăm succes tuturor, atât copiilor care au nevoie de mult succes și de încredere în ei și de susținerea familiilor, dar și profesorilor care vor avea ceva de muncă. Sigur. Dragi telespectatori, așadar nu uitați că există foarte multă variantă pentru copiii dumneavoastră și este foarte bine să alegeți cu mare, mare grijă ceea ce se va întâmpla cu copilul dumneavoastră pentru următorii ani. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, ne revedem mâine seara la ora 18. Până atunci însă rămâneți alături de noi pentru că urmează colega mea Maria Stroie cu jurnalul de la TV Buzău. O seară plăcută, la revedere!